Îmi vine în gând cineva care nu de mult a trecut, a primit primirea în ortodoxie. Banchier, într-o poziție de mare responsabilitate. Bine, și-au mai schimbat din coordonatele vieții lui. Când venea la criptă, la noi stătea de vorbă cu mine, îl simțeai așa pătruns din cap până în picioare. Deci avea o evlavie și un drag. Și vă garantez că și eu ca preot, în clipa când vine cineva ca o sugativă, și eu devin ca ceva care lasă să plece dinspre Dumnezeu, spre El. Adică nu poți să împiedici așa ceva pentru că soarbe. Ori îl și înțeleg cumva, pentru că și eu am trăit lucrurile așa și o recunosc, măcar din când în când o trăiesc. Când întâlnesc oameni care sunt vii, iau foc și eu cumva. De un restart. Așa, exact, exact. Se reîmprospătează, un refreshment, ca să spunem așa. Da? Dar asta, de fapt, este viața bisericii și asta e ortodoxia. Da? Sunt situații, sunt diferite. De exemplu, în cripta noastră avem un domn care este negru, care de o viață întreagă e cu noi. Da? Deci e din cei care îi știu de la început. Au trecut de acum 26 de ani de parohie. Eu sunt hirotonit de 23, așa cred, 23, cam așa. Îl cunosc dintotdeauna la criptă. Da? Dar el, de exemplu, prin faptul că trăiește cu intensitate aici, e în legătură și cu țara lui de origine, care e Togo. Și atunci, din când în când, în al preasfințitul Iosif, îi dă și îl ajută, cumva, să poarte către cei de acolo mărturia de ortodoxie. Și se ocupă, de exemplu, în a ajuta ca să prospere, sau măcar să iasă la suprafață, ortodoxia în Togo, de exemplu. Da? Deci pleci de la ceva care este foarte local, și te trezești că prin dragostea omului pentru cei care i-au dat viață, se duce către aceia și, de exemplu, Centrul Dumitru Stăniloae, unde sunt, le-a furnizat aproape o mică bibliotecă, să spunem așa, care ei devin un fel de mic centru misionar acolo, că se folosesc de cărțile respective, de un sediu acolo care și l-au găsit ei, ca să instruiască pe alții. Iar la Centrul Dumitru Stăniloae am avut un an cu mai mulți, au fost vreo 10-15, nu știu câți au fost, acum mai e descrescut numărul. Aveam probleme cu conectivitatea, să spunem așa, dar sunt unii care regulat, acum așa, au ameliorat condițiile tehnice. Da, zilele astea... Alaltăieri, practic, tot așa cu online, pentru că noi predăm online, avem acces la oameni din diverse locuri. Deci, parohia sau respectiv Centrul Dumitru Stăniloae poartă această misiune de a ieși în întâmpinarea oamenilor care sunt în căutarea nu de a deveni români, o subliniez, nu vor să devină români, vor să devină ortodoxi și să trăiască ortodoxia. Deci noi nu le livrăm un pachet prin care să se transforme în români. Suntem foarte bucuroși că suntem români, pentru că e o întreagă spiritualitate care se exprimă prin seva care curge în noi, da? Dar în același timp ne întâlnim cu oameni care au nevoie de Dumnezeu și le dăm această mărturie și îi lăsăm să fie la fel de francez ca și până acum, dar și ne sunt foarte recunoscători și ca neam, spre neamul nostru românesc le dăm această mărturie. Au un drag către noi ca neam.